program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Divertisment. Programul poate conține scene de violență fizică, psihică și de limbaj minim ca durată și intensitate, sau scene de nuditate fără conotații sexuale. Să avem pardon, am avut și ghinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securici. Bun venit la Starea Nației Special, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Fac treaba asta de suficient de mult timp încât să-mi dau seama că în acest ținut pe care pe nedrept îl numim țară, ne simțim de la un an la altul exact ca în ziua cârtiței. Știți filmul, nu? Cu acel cetățean care se trezește în fiecare dimineață luând de la capăt aceeași zi și trecând exasperat prin aceleași întâmplări. E, noi românii suntem distribuiți în același scenariu obsedant, reluat la nesfârșit. N-avem decor hollywoodian, n-avem regizor de platou la naiba, n-avem nici măcar buget de producție. Dar avem, în toată splendoarea ei tragică, realitatea românească. Iar ea ne este de ajuns. De 13 ani stau fără lumini. În seara asta, sincer să spun, mai mult pe întuneric stau, că bateria de la laternă de aia micuță s-au cam consumat. Știți cine a câștigat anul acesta premiul Nobel pentru pace? S-a anunțat zilele trecute. Programul Alimentar Mondial al Organizației Națiunilor Unite. Comitetul Nobel a explicat că pandemia a întărit decizia de a da premiul către program, considerând că prin acesta s-au depus eforturi pentru combaterea foametei. Sigur, te apucă râsul dacă faci o analiză de aproape acestei lupte pentru combaterea sărăciei în lume. Și vă recomand trei cărți foarte bune în acest sens. Jason Hickel cu Diviziunea și Less is More și Stefano Liberti cu Stăpânii Hranei. După ce le veți citi, veți râde și apoi veți da în plâns, pentru că veți fi înțeles că eradicarea sărăciei este imposibilă atâta vreme cât corporațiile mari le dictează guvernelor ce au de făcut, iar sudul global este în continuare pur și simplu exploatat pentru profit de către nordul global. Asta așa, ca să înțelegem cum stau lucrurile la nivel mondial, unde ești practic condamnat dacă te naști într-o țară săracă, unde oamenii au fost considerați de alți oameni, pe rând, sălbatici, necivilizați, iar acum nedezvoltați. Most people tend to assume that poverty is kind of like a natural phenomenon, or that the success and failure of rich countries and poor nations has to do with their internal policies, right? But this is actually a very narrow and ahistorical view. The fate of nations is due largely to the structure of the global economic system, which has been designed intentionally over 500 years or more to serve the interests of a handful of rich nations at the expense of most of the rest of the world. Știați că există Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei? Da, da, pe 17 octombrie. Probabil a fost sărbătorită în statele lumii care au ce sărbători din punctul de vedere al eradicării. În România, să zicem mai degrabă că ocazia a fost marcată, mai ales în practică, nu? De milioanele de români aflați chiar astăzi în situații de excluziune socială. Dar ziua a fost marcată și în teorie de la cel mai înalt nivel al statului, da, unde s-a constatat, desigur cu atenție și îngrijorare, că mai avem mulți ani până să constatăm că am eradicat ceva din sărăcia perenă pe care o rostogolim de la generație la generație. Ultimul lucru s-a stat eu cu copiii, fata și cu ăla pe mai mică cu fietița, doar mi-i pipat tot. Șase persoane suntem. Aici mâncați, aici da, spălați. Aici, da. Sunt sigur că ați intuit deja despre ce vom vorbi în seara aceasta la Starea Nației Special. Eu cred că e cel mai important fenomen social din această țară și mai cred că discutăm public prea rar
despre inechitatea socială din România. Este paradoxul lumii noastre, pentru că suntem o societate de oameni egali, mai ales în sărăcie. Și mai rău de atât, oportunitățile de a evada din cercul vicios al lipsurilor materiale sunt mai degrabă absente în comunitățile românești. Chiar dacă hârtiile guvernamentale le oferă. Da, din pix, pe hârtie. Suntem țara cu cei mai mulți angajați care se descurcă foarte greu de la o lună la alta. Potrivit Eurostat, peste 15% dintre salariați sunt în pragul sărăciei. Nu știu dacă ați observat, la noi, dacă te iei de bogați, cel mai tare te ceartă cei mai săraci oameni. Deci, ca să enervezi de la început pe multimilionarii care au doar pentru moment probleme cu banii, în sensul că n-au una de un leu în buzunar, spun că instituirea unei zile internaționale de eradicare a sărăciei, chiar de la ideea asta a pornit, că bunăstarea materială este și ea tot un drept al omului, care trebuie respectat și protejat. Sigur însă că noi trăim în țara în care mai ales aleșii sunt respectați și protejați, ca niște flori rare de pe pajiștile alpine. Cetățenii, mai puțin. Pentru ei face și floarea politică ce poate, cât poate, cum poate, nu prea multe, după cum veți constata în minutele următoare. Vă reamintesc, producem acest format duminical în parteneriat cu jurnaliștii publicației De la Zero.ro. Ne-au pregătit pentru documentarea subiectului pe care îl abordăm în această seară câteva interviuri lămuritoare despre cauzele și urmările sărăciei noastre nepieritoare. Deci, sunteți gata să aflați de ce este România altfel? Atenție, motor! Ai carte, ai parte. Vax albina crema puca. Prost să fii, dolar să ai! Contactii mei aflați că am avut în această țară o comisie prezidențială de prevenire și combatere a sărăciei. A fost constituită în 1998 și a elaborat și o strategie de luptă antisărăcie, rămasă românește doar în script. Totuși, de bine de rău, în acel document strategic s-au formulat primele noastre idei de politici sociale. Apoi, legislația în domeniu a devenit tot mai stufoasă, fiind create diferite mecanisme de promovare a incluziunii sociale. S-au adoptat legi și hotărâri de guvern, s-au trasat directive, s-au luat angajamente, dar efectul practic al tuturor acestor eforturi instituționale este că stagnăm de un deceniu cam la aceeași rată a sărăciei relative. Fac curățenie la creșă și iau... Minim pe economie 15 milioane. După ce plătesc chiria, mai rămâne 100 de lei. Avem chiar și un plan național antisărăcie adoptat în anul 2002. Conține 16 capitole. Avem un pachet național antisărăcie adoptat în 2016. Prevede 47 de măsuri. Avem o strategie națională de reducere a sărăciei pentru perioada 2015-2020. Are 9 puncte cheie. Vă spun, suntem beton armat la scheme. Rupem sărăcia pe genunchi, mai ceva ca Dana Budeanu. Ghinion. În realitatea de dincolo de hârtii însă, reușitele statului român în materie de combatere și prevenire a sărăciei sunt minuscule. În termeni absoluți, mai reducem de la un deceniu la altul procentele sărăciei, mai ales ale sărăciei extreme. Dar inegalitățile deja existente se adâncesc, iar cei care erau ieri relativ săraci, astăzi sunt și mai săraci, iar mâine vor fi încă o treaptă mai jos pe scara condiției sociale. Concluzia generală, facem pași prea mici pentru a rezolva rapid problema sărăciei în România. De ce se întâmplă asta? Haideți să vă prezint câteva concluzii din ultimul raport de țară referitor la România, întocmit de Comisia Europeană. De acolo aflăm că am mai câștigat câteva procente în ultimii ani în lupta antisărăcie, dar că fenomenul rămâne la cote ridicate mult peste media europeană. Unul din trei români este expus riscului de sărăcie sau de excluziune socială. Familiile cu copii, șomerii, persoanele inactive, lucrătorii sezonieri sau zilieri, romii, femeile în vârstă și persoanele cu dizabilități sunt cele mai expuse categorii. Simplu spus, cei mai săraci se adâncesc într-o sărăcie și mai mare.
Și dacă asta nu era de ajuns, cei mai afectați în România de sărăcie sunt copiii. Lipsurile materiale afectează un procent de aproape 40% din minorii țării. Media europeană e la 24%. Avem cei mai mulți minori săraci din Uniunea Europeană. Un copil din 10 se culcă flămând. Chiar și sărăcia persoanelor încadrate în muncă este printre cele mai ridicate din UE. În România, fraților, nu-i suficient să muncești ca să nu fii sărac. E valabil mai degrabă sensul contrar. Muncind, poți să ajungi tot mai sărac. Iar odată intrat în sărăcie, știți, ieșirea devine tot mai dificilă. Ajungem să o transmitem de la o generație la alta, sărăcia asta nenorocită. Devine persistentă, ne intră pe sub piele. Până și accesul la servicii esențiale, cum ar fi electricitatea sau apa curentă, ajunge să reprezinte în această situație o provocare. În 2018, un român din 10 n-a putut să-și încălzească în mod adecvat locuința, iar unul din 7 a avut restanțe la facturile de utilități. Are un debit de 14.234, penalități 21.490. Asta este în instanță. Înțelegeți, da, despre ce vorbim aici? Nu doar despre sărăcia extremă a unor români lipsiți de educație și de opțiuni sociale, ci și despre condiția relativă a milioanelor care trăiesc la limita subzistenței. Ce credeți că ne spune raportul Comisiei Europene în contextul pe care vi l-am descris? Că prestațiile sociale, în general, și venitul minim garantat în particular, nu reușesc deloc să reducă sărăcia în România. Venitul minim garantat înseamnă mult discutatul și hulitul ajutor social, împotriva căruia alegătorii de dreapta în special sunt montați de atâta timp cu ajutorul serios al unor jurnaliști care reprezintă mai degrabă interesele corporațiilor. Trebuie să încurajăm munca. Și ce mai zarvă a fost în ultimul deceniu pe scena publică românească în privința venitului minim garantat? Îl știți, acela de care beneficiază vreo 200.000 de persoane în țara asta și care e în valoare de 140 de lei de căciulă. Și mai ales despre care s-a spus pe diferite voci și din politică și din presă că sărăcește bugetul țării. La televizor, chiar în emisiuni de știri, s-au inventat milioane de asistați sociali și s-au prezentat filmări sugestive din cârciumile patriei. Timpul lor trece degeaba, în România degeaba. Na, ne-am întors practic și în ultimii noștri ani la epoca inaugurată din vorbe de Traian Băsescu. Ce talent avea fostul președinte să le dea românilor lecții despre muncă într-o țară din care milioane de oameni plecaseră deja exact în căutarea unui trai decent. Pentru cei plecați și pentru cei rămași, politica de la București n-a avut în mare decât două soluții. Dintr-o parte, i s-a răspuns sărăciei cu îndemnul să se trateze prin muncă. Din cealaltă parte, i s-au promis prestații sociale fără număr. De nicăieri n-au venit însă soluțiile sistemice, adică acele politici publice în stare să ofere, pe termen lung, un orizont în lupta de eradicare a sărăciei. Acest stat social a început să împingă și România către un derapaj, niște asistați de fapt, fără să contribuie cu nimic la dezvoltarea societății sau la asigurarea propriei lui vieți de zi cu zi. Trebuie să-i dea statul. Să ne înțelegem, nicio soluție nu poate fi imaginată în lipsa cifrelor care spun povestea concretă a sărăciei românești. Iar de cele mai multe ori această înțelegere de ordin practic ne lipsește. Avem o brumă de statistică la îndemână, vedem măcar o parte din consecințe, dar ratăm cu o consecvență demnă de o cauză mai bună interpretarea cauzelor sărăciei. Sebastian Țoc de la Institutul de Cercetare a Calității Vieții compilează de ani de zile datele referitoare la fenomenele sărăciei extreme și relative din România. Diana Oncioiu l-a întrebat cum se vede lumea noastră din spatele statisticilor. Într-un interviu pe care noi l-am făcut despre inechități educație, tu chiar ai menționat că există mai multe tipuri de sărăcie. În România, de exemplu,
știm că avem cea mai mare rată de sărăcie și excluziune socială sau excluziune socială împreună cu Bulgaria. A scăzut nivelul de deprivare materială severă de la vreo 30%, dacă nu mă înșel, la vreo 15%, dar sărăcia relativă rămâne constantă, pentru că acolo este o problemă de distribuție a veniturilor. România este una dintre cele mai inegale din punct de vedere al veniturilor populației. Cei mai bogați 20% câștigă de 7 ori în medie mai mult decât cei mai săraci 20%, ceea ce în Europa, cam în toate țările, în medie de 4-5. Mă uitam când a fost aprobat acest coș minim de 2500 de lei de persoană, că noi avem peste 1,5 milioane de salariați care câștigă jumătate din coșul minim. Nici nu mai intrăm în discuția despre pensionari, unde ai mai puțin de 1 milion care câștigă aproape sau peste coșul minim. E un calcul convențional, în sensul în care stabilim că e vorba de un trai decent. Coșul ăsta pentru trai decent se apropie de ceea ce înseamnă, de fapt, un trai decent la nivel european, lucru care ne arată, de fapt, că aproape cea mai mare parte din populația României nu poate să atingă acel nivel de trai. Ne uităm pe ce se întâmplă cu tinerii, de exemplu, care sunt mai afectați, pe diverse categorii de populație. Familiile cu doi copii sau mai mulți. Dacă ești o familie din 2 adulți și 3 copii, ai o șansă mult mai mare să fii în diverse situații de sărăcie, care, de fapt, se suprapun cu alte forme de excluziune. Au existat anul trecut o serie de greve. Cea care îmi vine în minte, care a și durat cel mai mult, este cea de la Electrolux, care, pentru cei care nu știau, a arătat încă o dată cât de mici sunt salariile și cât de puțin câștigă un muncitor într-o fabrică, chiar și pe muncă calificată. Dar a mai arătat cumva ceva, faptul că acești oameni nu sunt atât de bine reprezentați în fața angajatorului. Efectele legii din 2011 privind la dialogul social au fost dezastroase pentru salariați. Deci e clar că a fost o lege care să descurajeze total, în primul rând să dispară sindicate la nivel de sector, e aproape imposibil să te sindicalizezi și să fie foarte greu să te asociezi în continuare. A avea sindicate bune nu înseamnă doar salarii mai mari, înseamnă condiții mai bune de muncă, înseamnă salariați mai mulțumiți, salariați care poate stau pe termen lung mai mult la un loc de muncă. Educația a tot fost văzută mult timp ca o modalitate de a ieși din sărăcie. Mergi la școală ca să... Și îmi spuneai că cumva în ultimul timp migrația pare să fi devenit o soluție. Școala cumva, să spunem că nu e ca și cum școala ar putea să aducă la același nivel o persoană care nu are cu ce se hrăni o seară înainte sau se culcă flământ, comparativ cu cineva care are părinți profesori universitari. Nu e vorba de egalizare, ci e vorba de a mai compensa din dezavantajele care există în societate. Școala nu reușește să facă mare lucru și atunci e clar că nu mai este, ajunge să nu mai fie neapărat un model pentru la nivel de comunitate, modelul ajungând să fie cine a reușit prin comunitatea respectivă. Și pentru tineri e mai degrabă modelul ăsta. Sunt cazuri de copii care pleacă încă din timpul școlii, cu acceptul școlii, să muncească sezonier cu părinții. Ați fost atenți despre ce vorbea Sebastian Țoc? Despre educația ca șansă de a ieși din cercul vicios al sărăciei? Cu vorbitul rămânem, fraților, întrucât rata persoanelor care au părăsit timpuriu sistemul de învățământ și de formare profesională a fost de aproape 17% în 2018. Această rată e deosebit de ridicată în pungile de sărăcie urbană, în zonele rurale, în cazul romilor și al copiilor cu dizabilități. Ce reușim noi ca societate e să izolăm pe copiii din aceste categorii și să-i sortim unei sărăcii viitoare certe. Pur și simplu, nu vor avea scăpare. Și când te gândești că între 2000 și 2016 România a închis cam un sfert din școlile pe care le avea, a renunțat de la școală, ca să poți să câștigi și un bănuț, să poți să întrețești și pe frații mei mititei. Nu doar la educație egală suntem repetenți, ci și la modalitatea după care calculăm beneficiile sociale. Indicatorul social de referință, utilizat ca bază pentru calcularea majorității prestațiilor sociale acordate de statul român, n-a mai fost actualizat de la introducerea sa în 2008. Astfel, nivelul multor prestații sociale, deși neschimbat în termeni nominali, a scăzut în termeni reali.
Indicele prețurilor de consum a crescut cu 33% în ultimul deceniu, în timp ce salariile nete medii au fost majorate cu 139%. Știți ce s-ar fi întâmplat dacă indicatorul social de referință ar fi fost actualizat periodic în funcție de inflație? În 2019, rata riscului de sărăcie ar fi putut fi redusă cu aproape 3 puncte procentuale. Dar ce s-ar fi întâmplat dacă indicatorul social de referință ar fi fost crescut în concordanță cu majorarea salariului net mediu? Riscul de sărăcie s-ar fi redus cu aproape 10 puncte procentuale. Mai pe românește, unde nu-i minte, vai de statistici. Întrebare. Când ați fost ultima oară în ghetourile din cartierul Ferentari? Nu e departe de centrul capitalei. În doar 5 km puteți vedea cu ochiul liber dezastrul ce rămâne în urma unui stat care renunță pur și simplu la cetățenii săi. Și nu de ieri de azi, ci de peste 20 de ani. Vreți să vedeți cu ochiul liber, fără măcar să vă mișcați din fața calculatorului? Rezervați-vă vreo 2 ore și urmăriți pe YouTube seria produsă de jurnaliștii de la Zero.ro în Ferentari acum câțiva ani. Găsim acolo toată viața de la periferie și toate motivele pentru care din sărăcia românească se iese foarte greu, târziu sau niciodată. Să vă dă pe camere. Ce frumos să zic. Să vă dă un foc. Mama, ce faci? Fostului edil PSD de la sectorul 5, Daniel Florea, nu-i plăcea când oamenii vorbeau despre problemele din Ferentari, despre sărăcia de lumea a treia, despre persoanele dependente de droguri injectabile, despre locuințele insalubre, despre gunoaiele care domneau printre blocurile pitice. Și nu-i plăcea nici pe cei care veneau să vadă și să schimbe lucrurile în acest cartier. Ferentari și de Rahova, deși sunt niște zone, v-am mai spus, foarte mici cu problemele astea, dar nimeni nu se gândește, de exemplu, că în sectorul 5 avem și Parlamentul și Președinția și Ministerul Apărării și Ministerul Dezvoltării și Ministerul Justiției și SRI-ul și Catedrala Mântuirii Neamului și Casa Maior de Știință și Sediul NATO și Facultatea de Drept și Facultatea de Medicină și Spitalul Municipal și Opera Națională. Neplăcerea lui Daniel Florea a atins punctul culminant când primăria l-a dat afară dintr-o școală din sector pe activistul Valeriu Nicolae. Weekend de weekend, mulți ani la rând, Valeriu a folosit o sală de clasă pentru a face teme cu puștii din ghetouri. Bineînțeles că evacuarea nu a rezolvat și problemele sociale multe din Ferentari. Și pentru că știa că ele rămân, și Valeriu Nicolae a rămas. A deschis un nou centru în cartier unde continuă să lucreze cu mințile și inimile copiilor de la această periferie a Bucureștiului. Jurnalista Diana Oncioiu a vorbit cu activistul pentru drepturile omului, încercând să afle ce-i de găsit la firul ierbii într-una dintre cele mai sărace comunități din România. Tu știi foarte bine ce înseamnă exact sărăcia și care sunt consecințele ei, pentru că de peste 10 ani de zile lucrezi cu copiii din Ferentari. Ce le-i spune unor oameni care îți spun treaba asta, că sărăcia e o chestie de voință? Le spune că sunt proști. Ați trăit vreodată pe acolo azi? Trecut așa, încercați să aveți viața oamenilor pentru o zi, două, să vedeți cum e. Și vorbim cu foarte mult tupeu și cu multă, multă lejeritate despre o problemă extrem de gravă. Exemplu, îmi ziceau, am avut o chestie de la Comisia Europeană, că mai ce nenorociți ăștia, uite cât de lene sunt, nu vin și fac, nu vin la training. Încercați să le explic, băi, dar știți că supraviețuirea de zi cu zi înseamnă că trebuie să strângi cam 400 de kilograme de plastic și că aia ți-a tot timpul și că pentru tine să vii la training înseamnă să nu mănânci ziua aia. Cum arată exact sărăcia în ghetou, de exemplu, în ghetourile din Ferentari? E o chestie foarte dură și foarte complexă. Deci o sărăcie nu mai materială, ci și o sărăcie fizică și una psihică. Eu am avut discuția asta cu un grup de profesori și experți pe educație și am întrebat, băi, de ce credeți voi că copiii nu vin la școală la 136?
N-am auzit chestii mai rasiste în viața mea. Deci îmi venea să mă crucesc, deci nu venea să cred de ce auzeam. Problema e că copiii au păduchi. Având păduchi, școala reclamă chestia de păduchi. Trebuie să vină cei de la inspecția serviciile sociale și dacă vin și inspectează unde trăiesc, îi iau de acolo și îi bagă la adăpostul de zi și după aceea la casă de copii, că sunt foarte mulți care nu mai au părinți, încă părinților sunt în pușcărie sau sunt pe naiba știe pe unde, prin străinătate, la furt sau pe unde sunt. Ei, de asta nu se duc copiii la școală. Când dau păduri, nu se duc la școală, încă le frică că o să sfârșească la Cireșar și zvonurile din ghetou sunt foarte clare, că la Cireșar peste 80% din copii sunt abuzați sexual. Multe dintre zonele astea au fost practic abandonate de stat. Nu ai servicii de bază, adică educație, sănătate, servicii de bază, gunoi, nu mai vorbim de siguranță și de cum se poartă poliția cu oamenii în aceste zone. Dar asta zic, poate ne spui un pic în ce constă intervenția voastră în aceste zone? Am încercat să ne adaptăm să vedem de ce au nevoie copiii. Acum ce facem cel mai mult, am instalat computere peste tot și internet peste tot, în așa fel încât copiii să putem să avem o meditații continue. Deci în fiecare zi avem peste 100 de copii care fac meditații cu peste 100 de voluntari. Ne-am ocupat de toate celelalte. În primul rând, mașini de spălat. Acum toată lumea are mașini de spălat, ceea ce înseamnă că copiii au haine curate. Bine. Da. Am reușit să facem rost cu ajutorul câtuva oameni foarte faini de la Unilever de dero, de detergent. Chestia asta iarăși a schimbat o grămadă de lucruri. Frigidere, mașini de gătit, paturi. Deci nu mi-am întrebat, băi, dar de ce îți trebuie atâtea paturi? Și trebuie să le explic, pentru că în paturi intră ploșnițele și când intră ploșnițele în pat, trebuie să le arunci, că de ce nu-și fac curat? Îmi vine să nebunesc când aud întrebarea aia, băi, e plin de droguri și de sirinci, tu te-ai duce să strângi. Singurul centru a fost dat afară de acolo, pentru că nu-i frumos să vorbim de persoanele care se droghează, e urât și ne face de rușine sectorul. Dar știi că noi am încercat, deci m-am străduit o grămadă de ani cu francezii să aducem, să facem o clinică acolo. Știu. Nu? Deci o făceam fără nicio contribuție a primăriei. Doar singurul lucru pe care îl ceream primăriei e să ne dea un loc unde să construim chestia aia și slavă Domnului, sunt o tonă de locuri și să ne asigure că pentru 10 ani după ce plecăm, adică după ce pleacă francezii, o să continue să facă treaba asta. Nu ne-am putut înțelege. Încep să se mute afară din ghetou. Deci o parte din familie durează, dar reușesc să iasă afară din ghetou. Sunt oameni foarte buni prinși în capcana asta sărăcie, pe care dacă îi ajuți un pic, devin fabuloși, devin niște oameni foarte tari. Au nevoie, practic, de un pic de suport și de sprijin. Dar ăla trebuie să fie un pic de suport constant. Deci nu poți să vii într-un an și peste un an să pleci. Și asta, deci, când mi-am băgat eu un cap ferentar, m-am gândit, bă, o să trebuiască să fiu aici pentru minim 15 ani. Câți ani mai ai? Suntem la 13 ani. Ok. Și îți propui să-ți prelungești prezența sau te oprești la 15 ani? Nu cred că mai pot să mă opresc. Și să nu care cumva să credeți că o putem rezolva așa, cu Valeriu Nicolae și cu alți ONG-și care încearcă să facă, după puterile lor, ceea ce statul nu-i în stare. Ce ne-ar mai conveni să o luăm pe scurtătura asta, dar nu, fraților, nu se poate și nu e normal. Oricât de eficiente, organizațiile non-guvernamentale nu pot acoperi golul sistemic lăsat de inacțiunea instituțiilor publice. Ca să fie clar, serviciile de asistență socială presupun mult mai mult decât acordarea unui simplu ajutor financiar. Înseamnă programe de intervenție, de suport și de integrare pentru a scoate oamenii măcar din starea de sărăcie extremă.
E nevoie și de bani, dar e nevoie mai ales de practici integrate și de strategii coerente. Eu merg cu femeile și cu oamenii din comunitate să plătească niște taxe, să scrie copilul la școală, să își facă buletinul, să meargă la doctor, că nu-l bagă doctorul în seamă. Deci eu trebuie să le fac. Deci cineva trebuie să fie să-i ajute. Dacă vrem, dacă doar să facem de fațadă... Prost plătiți și adesea nepregătiți, cei care ajung să lucreze în serviciile de asistență ale statului român se confruntă cu o lipsă acută de instrumente de evaluare, intervenție și suport. Practici integrate nu există, ghiduri nici atât. În multe situații e nevoie de suport specializat și în multe el e oferit doar de mântuială. Deciziile politice au fost atât de meschine în țara asta, încât politica însăși n-a reușit să producă decât o birocrație de stat însărcinată să distribuie numerar. Iar în acest timp, comunitățile defavorizate au rămas în așteptarea specialiștilor capabili să asigure efectiv asistența socială, medicală și școlară. Păi cine să ne îngrijească? Cine să ne spună, să ne deschidă capul, să spună, păi duceți-vă și faceți un Papa Nicolau. Nu știam, ce înseamnă aia? Eu nu știam ce înseamnă. Toate sunt integrate și toate au strânsă legătură cu ieșirea sau rămânerea în sărăcie. Bine, Doamne, iartă-mă că avem legi cadru și programe pentru formarea asistenților sociali, școlari și sanitari. Vă dați seama ce ne făceam noi fără metodologie? Absurdul acesta merită chestionat. Așa că jurnalista Diana Oncioiu a invitat-o la dialog pe Ana Rădulescu, conferențiar universitar și director al unei asociații care îi reprezintă pe asistenții sociali. Când ne gândim la reducerea sărăciei, la incluziune, primul gând este la asistenții sociali, pentru că ei sunt oamenii din prima linie și oamenii cu care beneficiarii au sau ar trebui să aibă contact. În același timp știm că există în acest domeniu o serie de probleme și de lipsuri. Asistenții sociali, în primul rând, se confruntă cu o dificultate ce ține de investiția în profesia lor, în responsabilitățile pe care ei le au și mai ales în serviciile în care ei lucrează. Noi avem în momentul acesta serviciile sub limita subsistenței. A existat această tendință de a ține pe asistentul social doar să printeze hârtii și să combine dosare, adică niciodată asistentul social nu a fost utilizat la capacitatea lui, nu a fost... La contactul direct cu beneficiarul. Exact, să iasă direct în teren. Adică, sigur că da, e vorba de consilierea socială, de a-l ajuta pe om să-și facă o strategie, de a-l ajuta pe om să înțeleagă ce resurse are în jurul lui și cum să le folosească. Sărăcia mănâncă într-adevăr din tine și nu te lasă să te proiectezi pe termen lung pentru că tu ești ocupat de ziua de astăzi. Am văzut pe teren primării în care asistentul social este, nu știu, bibliotecarul sau angajat pe postul de asistent social, un om din apropierea rudă sau, nu știu, din comunitate, dar care nu are nicio pregătire. Este această portiță să angajezi un om care acoperă, dacă vrei, doar componenta administrativă, dar și dacă avea un asistent social bine pregătit, și eu lucrez cu mulți asistenți sociali bine pregătiți la nivel de comunități rurale, asistentul social nu are puterea politică, nu are puterea administrativă, pentru că să ai un serviciu de consiliere, de exemplu, da? Îți trebuie un buget al primării, îți trebuie o decizie a Consiliului Local că tu poți să dezvolți un serviciu social. Am vorbit de investiții în această zonă de asistență socială și mi-am adus aminte de un proiect pe care tu cred că îl știi foarte bine, acela prin care se încerca intervenția în comunități vulnerabile, încercând să ai un asistent social, un mediator școlar, un mediator sanitar, în ideea în care să ai niște servicii, să oferi servicii integrate. Și știu că m-am uitat anul trecut să văd ce se întâmplă în aceste comunități, erau și niște fonduri europene și am descoperit primării care pur și simplu n-au aplicat pentru că mi-au spus că nu găsesc specialiști. Între timp s-au schimbat trei guverne
Și fiecare a venit cu un alt interes față de investiția în serviciile sociale. De cele mai multe ori a fost, știi, serviciul social cade așa în, nu continui proiectul celuilalt, adică vin eu cu o nouă abordare. Și atunci proiectul acesta încă există, noi încă avem bani de la Uniunea Europeană să creăm acest concept. Este un concept fără de care noi nu putem să continuăm să-i susținem pe oameni, însă derularea lui nu a mai devenit o prioritate. Între 2016 și 2020, ajutoarele sociale în numerar acordate de Primăria București, adică o multitudine de beneficii sociale conexe care n-au legătură cu venitul minim garantat, au crescut de peste 1500 de ori. Da? Mai facem o dată calculul, dacă nu mă credeți. De la sub 270.000 de lei la peste 410 milioane. Epoca doamnei Gabriela Pandele Firea a fost o orgie de plăți deghizate în ajutoare sociale și un caz trist de contat din bani publici despre cum nu se face asistență socială de calitate. Explic aici pentru politicieni. Asistență socială de calitate este acea activitate care nu caută să fidelizeze electoratul dându-i bani de bebeluși, de vacanță ori de ochelari, ci este acea activitate care caută să pună pe picioare un sistem de intervenție publică în stare să-i scoată din sărăcie pe aceia care au nevoie să fie scoși. Nu sunt pomeni, sunt sume absolut necesare pentru aceste categorii sociale și care fac diferența dintre o viață chinuită și o viață decentă. Halul ăsta de a face politică ne-a adus unde suntem, oameni buni, pentru că se întâmplă peste tot în țară. Am dat exemplul Bucureștiului pentru că aici stau oamenii cu ochii pe ce se petrece, fiind vorba de foarte mulți bani. Până nu înțelegem că intervenția în asistența socială se face după criterii precise, cu obiectivul de a reduce disparitățile sociale, o să tot rătăcim prin deșertul acesta. Și vă dați seama, toate lucrurile despre care v-am vorbit s-au întâmplat în cea mai bogată administrație locală din România. Intestinele acestei mașinării imense sunt bine cunoscute de activista civică Irina Zamfirescu. Nimeni n-a stat în acești ani mai mult cu ochii pe Primăria Bucureștilor decât ea. Diana Uncioiu a luat-o la întrebări. Voi la Activoace ați urmărit evoluția, ați urmărit activitatea primăriei, ați făcut și un raport de monitorizare și chiar în raportul vostru am văzut o declarație a șefei DGASMB care spunea că până în 2021 vom reduce cu 90% la 90% sărăcia. N-a măsurat-o nimeni cum trebuie nici atunci când a fost făcută această declarație, n-a măsurat-o nimeni nici în ultimii 3 ani de când e această strategie pentru combaterea sărăciei. Din 2008, de când eu urmăresc această primărie, nu a existat niciodată un angajament, nici politic și nici instituțional, de măcar să ne apucăm de ceea ce înseamnă fenomenul sărăciei în municipiul București. Unul din angajamentele luate în această strategie pentru reducerea sărăciei și pentru incluziune era exact chestiunea locuirii. Persoanele fără adăpost, locuințe sociale. Nu știu, să există vreo strategie pentru povestea aceasta? Absolut deloc. Gabriela Firea în campania electorală a alocat, citez, 200 de locuințe, 200 din astea. Okay. În condițiile în care doar 145 sunt în faza de construcție, restul sunt în faza de proiectare. Deci mi s-a părut un spectacol atât de cinic al sărăciei și de alimentarea. Nu vorbim de iluzii și speranțe, sunt oameni care, eu am cunoscut personal oameni care depun aceste documente pentru locuințe sociale de mai bine de 20 de ani. Nu putem discuta despre problema locuirii și a persoanelor fără adăpost fără să ne uităm și la evacuările care de cele mai multe ori sunt absolut abuzive. Din păcate, reprezentanții autorităților publice nu sunt niște agenți sociali, nu vin acolo să sprijine persoanele evacuate, sunt, dacă vrei, niște agenți ai departamentului de comunicare ai primarilor vizați în sectorul în care se întâmplă evacuarea.
Prioritatea lor nu este să sprijine oamenii, prioritatea lor este să îi îndepărteze astfel încât să nu mai existe pericolul de scandal public. Din punctul meu de vedere, absolut toate evacuările sunt ilegale, pentru că în condițiile în care tu nu oferi o alternativă de locuire, statul nu consideră că asta e o problemă socială. Pentru statul român, evacuarea de fapt este un act de justiție, exact, pentru ceea ce se cheamă oraș. Orașului trebuie să-i se facă dreptate, nu oamenilor care locuiesc în clădirile din orașul respectiv. Mai țineți minte ce am moștenit din epoca Băsescu? Sărăcia absolută s-a redus de 4 ori în perioada deceniului 2004-2014, dar gradul de sărăcie relativă a crescut în aceeași perioadă cu mai bine de 4%. Apoi a stagnat, iar astăzi îl găsim aproximativ tot pe acolo. De stagnat tot stagnează și bugetele alocate educației sau sănătății, două sectoare publice fundamentale care se definesc prin însăși capacitatea de a se distribui echitabil. Întrebați-i pe copiii care așteaptă bursele sociale și bursele de merit de ani de zile. De fapt, corect e să zic că ar trebui să definească. Condițional optativul este destinul nostru în materie de evoluție socială. Omul care nu știe ce valoare are banul, înseamnă că nu-l merită. Ce-i de făcut? Tot Europa ne spune că nivelul relativ scăzut al veniturilor fiscale limitează capacitatea României de a găsi o rezolvare problemelor sale sociale. Nu suntem în stare nici de redistribuire, nici de furnizarea unor bunuri și servicii publice de calitate. Consecința e că disparitățile se adâncesc tot mai mult exact în locurile cu cele mai ridicate niveluri ale sărăciei. Sunt teme sociale grele pe care le are de rezolvat și în anii care vin statul român. Iar statul, v-am mai spus aici la Starea Nației Special, este expresia unei orientări politice, a unor programe publice pe care guvernanții le propun și, foarte important, le implementează. Noi stăm bine doar la propuneri. Cetățenii acestei țări trăiesc astăzi mai bine, este un fapt demonstrabil și măsurat. Mă rog, la noi, în privința stării perene de sărăcie care afectează milioane de români, nu s-a propus și nu s-a implementat mai nimic. Migrația a fost debușeul și salvarea noastră. Și o salvare tare amară uneori, nu? Ați văzut în lunile din urmă care e condiția muncitorului român în